Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Pe ordinea de zi astăzi, să știți că evenimentul principal, unul anticipat de noi încă de aseară și de fapt din zilele trecute, este din nou scandalul Microsoft. De fapt, azi noapte târziu sau în această dimineață de vreme, au primit mandate de reținere pe 24 de ore deocamdată, iar acum sunt la înalta curte și probabil vor primi mandate de câte 29 de zile. Gheorghe Ștefan Pinalti, Dorin Cocoș, Gabriel Sandu, fostul ministru Gabriel Sandu și celebru Niro, Dumitru Nicolae Niro. De ce? Foarte simplu. Procurorii vorbesc despre un circuit complex de societăți offshore prin care erau rulate comisioanele pentru atribuirea licențelor Microsoft. Din declarațiile martorilor rezultă că Dorin Cocoș a cerut 9 milioane de euro, Gabriel Sandu a fost mai modest, doar 2,7 milioane, Gheorghe Ștefan, celebru Pinalti, 3,99 și ceilalți și celălalt implicat ar fi intermediat aceste sume. Deci vă dați seama de cât e discuția? 9 milioane de euro, o șpagă? Foarte interesant. Dar apropo de acest caz, trebuie spus că el are o conotație, nu e rezolvat nici în prezent. Și o să vă spun de ce. La acest moment, Ministerul Educației ar trebui să plătească alte 50 de milioane de euro în contul licențelor date de Microsoft în ultima perioadă. Deci, anul de grație 2014 trebuie să mai plătim 50 de milioane de euro. E adevărat, sumele la acest moment au fost blocate pe ideea că este acest scandal, dar bănuiesc că banii vor fi dați. Și bănuim noi fără șpaga aferentă, adică vor merge chiar spre firma respectivă. Firmă care, atenție, ar trebui să rezolve pentru instituțiile publice din România, sau cel puțin a fost o propunere, ca ei să dea o soluție pentru celebru XP. Windows XP, știți, acel program mai vechi pe care îl găsim în toate instituțiile statului și pentru care nu mai există la acest moment programe care să-l de protecție. Soluția se poartă încă negocieri, dar soluția dată de cei de la Microsoft a fost nu un alt program compatibil, nu, mai simplu. Să în instituțiile de stat să se ia alte calculatoare cu banii veniți din fonduri structurale, din fonduri europene. Păi da, dar dacă s-ar face asta, lucru absolut necesar, nu încape discuție, unde s-ar mai duce banii de licențe, nu? De ce am mai cumpăra licențe? Sau ar fi nevoie și de banii de licențe, dar poate ar fi nevoie de niște sume mai mici în condițiile în care calculatoarele ar fi mai performante. Așa mai bine cumpărăm licențe care nu facem nimic cu ele, pentru că ele nu pot fi puse, deci programele acelea, softul acela nu poate fi pus pe calculatoarele noastre depășite, în care abia duc un amărât de XP. Apropo de cazul acesta Microsoft, iată că și cum pică de la o zi la alta de pe piedestal, foarte mulți oameni extrem de potenți și financiar și politic. Vă gândiți ce făcea Gheorghe Ștefan acum câteva luni? Acum câțiva ani, când în guvernarea, în fosta guvernare de până în 2012, el făcea absolut orice? Să ceri, să pui condiția, să-ți dea cineva 4 milioane de euro ca să poată accesa un contract? Foarte interesant și vă spuneam, cu siguranță rămâne să vedem ce se va mai întâmpla, dar cu siguranță lucrurile nu se vor termina aici și vor fi în depușcărie bănuiala mea pentru toți cei implicați. Cum spuneam, primarul municipiului Piatra Neamț a cerut, de fapt a și primit, 3.996.360 de euro, ca să spunem cifra exactă cum rezultă din documentele aflate la DNA. De asemenea, acest Gheorghe Ștefan a fost, deci, spuneam, pe 24 de ore și el cred că nu este la primul dosar, cu siguranță vom mai auzi de el, pentru că la un moment dat era printre acei băieți deștepți din energie. Și acolo sunt câteva dosare care probabil vor duce undeva. Dar mi se pare cel mai spectaculos caz, mai ales în contextul intervenției președintelui de astăzi, în care a spus că Dorin Cocoș n-ar fi unul dintre
să spun, mari afaceriști ai României, dintre oamenii bogați, totuși apare în topul Forbes, da? E în primii 300, așa că nici sărac nu e. Și mă gândesc o chestie, averea lui estimată doar la undeva la 12 milioane de euro, 12-13 milioane. Păi dacă doar de aici a luat 9 milioane, rezultă că el n-a mai făcut nicio afaceri. Dar parcările de prin centrul Bucureștiului, ani de zile, deci cu siguranță undeva banii sunt. Dar poate oamenii legii vor descoperi acest lucru. Reținem însă un lucru foarte interesant, că sumele de bani care au venit la Dorin Cocoș n-au fost spălate în România. Totdeauna s-au folosit alte firme și alte offshore-uri pentru a li se pierde urma. Ce înțelegem noi și mi se pare cel puțin neserios din partea DNA este anume faptul că au căutat la firmă, la Cocoș, asta era plecat în Dubai, și procurorii au căutat niște pixuri, niște pixuri cu care s-ar fi modificat niște chitanțe de prin 2009. Cred că ar fi nevoie de mai multe dovezi. Nu cred că în fața judecătorilor asemenea dovezi vor sta în picioare. S-au modificat niște chitanțe. Dacă ar fi trebuit să fim și noi, cum sunt celelalte țări din European, în care practic nu mai avem de-a face cu pixul de nicio culoare, totul se face electronic, cum mai căutau aceste lucruri? Dar în fine, sunt procurorii dau un rechizitoriu sume concrete, date, chitanțe, deci lucruri concrete, de asta spuneam că e greu de crezut că vor mai ieși de unde au intrat acești foști miniștri, foști oameni de afaceri. Acum, apropo de fostul ministru, Gabriel Sandu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, el a pretins și el la firma respectivă, vă spuneam, 2,7 milioane de euro pentru reînnoirea licenței, foarte interesant, și tot el a venit și cu ideea că, stați să vedeți cum a fost cazul Microsoft. Mai întâi, pe o anumită sumă, ăștia au zis, domne, vă dăm, le cumpărați licențele. După aceea, suma s-a mărit și licențele au fost doar închiriate. Deci, banii, parandărâtul, s-a mărit pentru cine trebuia. Și, spuneam, deocată sunt primele cazuri, rămâne de văzut să vedem ce se va întâmpla cu foștii miniștri, foștii parlamentari, sunt practic urmăriți penal sau în orice caz la momentul depășirii, pentru că parlamentarii încă n-au primit acordul camerelor din care funcționează, de la Ecaterina Andronescu la Șerban Mihăilescu și încă alții, Alexandru Atanasiu, toți aceștia vor trece în următoarele zile pe la DNA. Interesant sau nu, Daniel Funeriu, așa cum ne spunea același președinte Traian Băsescu, nu e atât, spunea el, că doar eventual una neglijență în serviciu, ceva de genul ăsta, el a trecut pe la DNA, dar nu a fost, de fapt e singurul de până acum din ăștia mari anunțați, care nu a fost reținut de procurori. Cum spuneam, cazul rămâne de urmărit și mai ales că este pe toate televiziunile, astăzi seară se va afla ce se va întâmpla cu cei patru deocamdată pentru următoarea perioadă. Cum spuneam și aseară, cum anticipam, cu siguranță se vor primi mandate de 29 de zile. Adică lucrurile par atât de grave și atât de bine documentate per ansamblu, încât este greu să cred că nu se va da, judecătorii nu vor aproba mandatul. E adevărat și un alt lucru întâmplat astăzi la Senat, și anume cei doi senatori, Șerban Mihăilescu și Ecaterina Andronescu, le-au spus colegilor, au venit în fața colegilor, au spus ce și cum stă treaba, iar senatorii au cerut și alte documente din partea DNA, semn că lucrurile nu sunt chiar atât de clare. E adevărat, Parlamentul, cum spuneam și în alte dăți, Parlamentul a făcut un zid în jurul tuturor celor cercetați de DNA și e foarte greu să li se ridice imunitatea. Pe de altă parte, nu prea e clar din ce am văzut până acum cum stau lucrurile. Și poate cea mai interesantă situație.
cei care vă uitați și la această emisiune, cei care urmăriți televizorul în general, știți că la toate cazurile acestea mari apăreau stenogramele. Citeam stenograme ce vrei și ce nu vrei. Aveau sau nu aveau legătură cu cazul, aflam stenograme de la Adrian Năstase până la cazul Voiculescu, să zicem, sau alte cazuri, citeam stenograme și unele erau destul de interesante. Dar stenogramele din dosarul Microsoft nu prea sunt. Adică lipsesc cu desăvârșire. Acum sunt două variante. Ori n-au fost înregistrați, dar mă îndoiesc pentru că dosarul a izbunit cu ceva timp în urmă, adică dacă ne gândim bine, se apropie un an de când știm noi de el, dar probabil a început mai devreme. De fapt, un denunț, cred că datează, corpul de control al guvernului a declanșat chestia asta prin 2013, prin toamna lui 2013. Pe de altă parte, se mai întâmplă un lucru. Deci, spuneam, ori nu avem aceste stenograme, sau ele sunt bombă cu explozie întârziată și mai bine nu se dau. Și părerea mea ar fi, cred că cea de-a doua, având în vedere că DNA-ul a tot strălucit cu aceste stenograme, cred că aici ar trebui să lipsească. Mai degrabă, cred că în acele stenograme, dacă le-am vedea, am aflat și alte lucruri extrem de interesante despre unele personaje. Și cel puțin acum încă n-a venit momentul să le vedem. Poate peste câteva săptămâni. Rămâne de discutat. Cum spuneam, însă, acest caz este exploziv, însă ar trebui de discutat dacă el ar trebui să fie văzut, să fi fost neapărat în campanie electorală. Adică ce împiedica pe procurori, asta nu o să înțeleg niciodată, de ce n-au dat acest caz, dacă tot era, să zicem așa, pe țeavă, putea fi dat foarte ușor doar cu câteva săptămâni înainte de campania electorală. Să înțelegem că n-ar mai fi avut același efect? Trecem mai departe la un alt caz, să spunem așa, eroul ultimilor zile, Viorel Herebenciuc, după ce a rămas aseară, fără imunitate, astăzi a și fost arestat. Mi se pare însă, credeți-mă, nu știu, nu sunt jurist, n-am așa o pregătire în domeniu ca să vorbesc despre asta, dar concluzia celor prezentate de DNA sunt că deputatul a fost reținut pentru a nu se sustrage urmăririi penale. Dacă doar ăsta e motivul, e cam jalnic. De ce? Ăsta s-a suspendat, adică și-a dat demisia din Parlament, nu cred că avea de gând să plece niciune. Deci cred că aici avem de-a face cu o forțare. Însă noi știm ce e în dosar și dosarul este explosiv, cel puțin ce a apărut în presă, nu avem alte informații, dar din ce a apărut în presă sunt suficiente lucrurile care să-l îngroape pentru mult timp pe Viorel Hrebenciuc. Sau poate, la rândul lui, Viorel Hrebenciu va îngropa și el pe alții, pentru că se poartă. Și să nu uităm că a mai existat cazuri de genul ăsta și acum se tot speculează cine or fi martorii secreți din dosarul DNA-ului cu Microsoft-ul. Deși aici poate fi la fel de adevărat acest caz. Situația este cel puțin ciudată sau, în orice caz, mai greu de explicat cum și tată și fiu sunt la închisoare la acest moment. Tatăl a fost reținut astăzi, fiul află mâine, a făcut contestație la mandat, dacă rămâne pentru mai mult timp în închisoare, pe același dosar. Cred că nu s-a mai întâmplat asta de foarte mulți ani, de pe vremea ministrului Puvac, dacă mi-aduc eu bine aminte. Mergem mai departe, cum spuneam, apropo de știrile zilei, și vorbim despre un alt lucru foarte, foarte interesant, și anume trecem de la partea politică și ne ducem pe partea economică, pentru că mi s-a părut interesantă chestia aceasta, se leagă de economic, dar și de corupție, și anume percheziții la CFR Călător și CFR Marfă într-un dosar privind infracțiuni de corupție. Directorul căilor ferate Galați ridicat de procurori. CFR-ul, care în ultimul timp a pierdut orice, deci practic e o companie care e în disoluție. Au renunțat la
sute și sute de curse, au renunțat la magistrale de cale ferată, practic nu s-a mai investit ceva concludent în rețeaua feroviară de foarte mult timp. Să nu spuneți varianta cu București-Constanța, că a trebuit să stăm cu polițiștii pe margine ca să putem să circulăm cu viteză mai mare acolo, în zonă, pentru că se fură. Deci, apropo de această companie, dar în continuare, conducătorii ei nu se lasă de acte de corupție. Foarte interesant și părerea mea că nu va fi... nu se va termina foarte curând chestia aceasta, cum nici circulația cu nașul. Am prieteni de mai circulă cu trenul în care îmi spun și că bă, nu plătește nimeni la tren, ba din contră, ar fi... ești luat de fraier dacă plătești sau să uită nașul la tine atât de ciudat și de urât în momentul când ai plătit la casă. E foarte, foarte, foarte ciudat. Acum vreau să vă spun că astăzi a mai fost o chestie interesantă. S-au fost descinderi la primăria Timișoara, acte vizând un schimb de terenuri și contract pentru spații verzi cerute tot de DNA. Cum la fel, apropo de știrile din Gorj, o speculație făcută de un săptămânal gorjean lega la Novaci niște dosare ale unor ciobani din zona respectivă de o cercetare a DNA și de internarea unui anume polițist pe probleme cardiace. Foarte interesantă speculația și rămâne de văzut pe parcurs dacă ea se și confirmă. Vorbim astăzi, vreau să vă spun că și ca să vin la această emisiune, având în vedere că studioul este, ne aflăm în părți diametral opuse cu domiciliu, e foarte greu de traversat orașul. Și atenție, suntem într-o perioadă în care e uscat pe jos, vremea permite, se și lucrează, dar mă gândesc că în doar câteva săptămâni va fi infernul de pe lume, în condiții în care vei mai avea și zăpadă pe jos și acțiune de dezăpezire, pentru că iarna se anunță destul de serioasă. E, vreau să vă spun că coșmarul nostru nu e deloc aproape de final. Apa Regio, titularul lucrării, dar în același timp firma care face hidroconstrucția, au raportat către consilierii locali săptămâna trecută, către consilierii municipali, parcă v-am mai spus acest lucru, că doar un procent de 35% din lucrări ar fi gata. Și atenție, lucrarea are termen de finalizare februarie-martie anul viitor. Adică noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie sunt luni de iarnă. Presupune săpări, schimbări de conducte, asfaltări, ceea ce nu se prea poate face iarnă. Dar informarea pe care a prezentat-o APA Regio spune că problema nu apare de la ei și încep să-i cred, și anume, un raport prezentat recent consilierul local dezvăluie motivele pentru care s-a ajuns aici. Deci nu s-a lucrat un an de zile pentru că altcineva câștigase licitația. Și de fapt asta aș și vrea să spun, că a fost mai întâi o firmă Energoconstrucția SC Presanitas care a avut ceva probleme și de fapt trebuia să înceapă lucrările în septembrie 2012 și ele au început, deci au stagnat practic în septembrie 2012 timp de un an, până în septembrie 2013. Între timp s-a reluat procedura de licitație și normal a câștigat o altă firmă, de data aceasta Hidroconstrucția SA București. Dar haideți să vă spun care e stadiul lucrărilor, pentru că noi ne vom confrunta încă, spuneam, multe luni, părerea mea că nici poate pe toamna viitoare, peste un an, să sperăm că Târgu Jiu va arăta altfel și vom termina cu lucrările și cu blocajele acestea. Gândiți-vă că conductele de aducțiune sunt făcute doar pe 36%. Extinderea rețea distribuției, într-adevăr, s-a făcut mai mult, e 61%. Reabilitarea rețelei de distribuție este 38% și stații pompare ape uzate 0% și extinderea rețelei de canalizare, într-adevăr, stă mai bine, s-a făcut 77%. De asemenea, reabilitarea rețelei de canalizare s-a făcut 26%. Aș vrea să spun însă un alt lucru. Asupra gorjenilor, asupra târgujienilor, acționează un blestem. În ultimii ani, grație
să spunem așa, și relațiilor foarte bune cu guvernul, primul ministru vine din Gorj, au venit foarte mulți bani la Gorj. Din păcate, gorjenii n-au beneficiat atât de rapid cum ar fi fost normal de efectul acestor bani. De ce? Pentru faptul că banii respectivi, deci au câștigat firme care s-au dovedit neserioase. Patroni neserioși. Unii au dat faliment. Nu știu cum se face, dar gândiți-vă doar la ce s-a întâmplat cu acest DN67, care 66, pardon, de la Rovinari la Târgu Jiu și de la Târgu Jiu la Sadu, tot așteptăm de foarte mult timp să se întâmple ceva. Și din nefericire se lucrează acum, dar știți cât a durat cu maghiarii, cu toate celelalte, cât a durat de mult până s-a putut face ceva în această direcție. Bun, n-ar fi asta suficient. Deci firma, cum spuneam, firma care câștigase Energoconstrucția, de câștigase lucrările la Târgu Jiu, din câte știu, e tot în faliment. Firma care a făcut stația de epurare, știți că s-a făcut acest obiectiv, e terminat. E terminat de vreo un an, doi, nu? 95%. E, firma respectivă a avut aceeași problemă cu falimentul și încă mai stăm și mai așteptăm stația de epurare și stația de tratare. Cât vom mai aștepta? Rămâne de discutat. Dar cert este că lucrurile nu prea sunt, deci e un adevărat blestem pe licitațiile publice, am spune, pentru firmele care vin la Gorj. Mă gândesc că acum, știți, de reabilitarea Policlinicii Târgu Jiu, care trebuia să termine încă din 2013, făcută de o firmă, Conexville din Vâlcea. Și firma respectivă are o problemă de genul acesta, deci practic a pierdut toate lucrările și se apropie în incapacitate de plată, în insolvență și probabil va veni și falimentul aproape sigur. Nu e tranșat încă în tribunal, dar cu siguranță se va ajunge acolo. Și ce a însemnat asta? Că anul acesta s-a reluat licitația de către Consiliul Județean pentru Policlinică, a venit un alt constructor, din câte știu încă nu e definitiv, dar probabil e chestiune de zile sau deja probabil s-a semnat și contractul, și s-au pierdut practic cel puțin 2 ani din care gorjenii puteau să beneficieze de spitalul județean, de drumurile de străzi. Chiar ce ar fi fost să se termine lucrările încă din toamna anului trecut. Așa trebuia. Banii erau. Din nefericire, iată, avem o problemă de genul ăsta, parcă e un blestem, în sensul că firmele care câștigă licitații la Gorj, cum spuneam, au o problemă imediat după. Sau ele vin, de fapt, cu problema la purtător, în sensul că în momentul când vin la această licitație, deja se cunoaște că firmele respective au probleme. Dar nu poți nici aici să acuz, să zicem, pe oficialii de la Gorj, ci dintr-un alt motiv. Majoritatea licitațiilor de acest gen nu au fost făcute în județul nostru. Sunt făcute la nivel de conform legii, PSAP, toate celelalte îndeplinite, așa că problema este chiar a firmelor respective. Dar, întorcându-mă, nu mi se pare, adică mi se pare de coșmar să mă gândesc, vin peste 2 luni, vin sărbătorile, chiar mai puțin de 2 luni, dacă începem cu începutul lunii decembrie, cu Sfântul Nicolae, și gândiți-vă cum se va circula în Târgu Jiu, un oraș blocat de utilaje, o mai fi și zăpadă, și nu se va mai putea nici lucra, deci practic utilajele vor încremeni. Poate ține Dumnezeu cu noi și va fi o iarnă foarte blândă să se poată lucra. Din nefericire, greu de crezut, dacă este să privim, să urmărim ce se întâmplă, adică care sunt estimările meteo și care ne spun că se anunță o iarnă, nu grea, dar oricum o iarnă mai dificilă decât iarna precedentă. Pentru că tot vorbeam de evenimentele din Gorj, mai trebuie spus că Gorjul ocupă un loc important la acest moment și în știrile naționale și poate cea mai interesantă știre apărută astăzi într-un cotidian, dar la care se vorbește deja de câteva zile pe piață,
9.000 de angajați, jumătate din angajații CE Oltenia, vor deveni agenți de vânzare a energiei. Adică ideea este că se liberalizează piața de energie și angajații CE Oltenia vor deveni agenți de vânzare pentru producătorul de electricitate. Cum? Practic, ei vor trebui să-și convingă familii, rude, toate celelalte, să-și atragă cât mai mulți clienți. Prețurile la energie au scăzut foarte mult și aici e problema. Singura variantă ar fi să iei să aleagă ca producător CE Oltenia. Da, dar problema e de preț. Bine ar fi să fie așa, dar cred că vinde pielea ursului din pădure. Dar interesantă ca idee de management, adică om, bă, dacă tot sunt angajat aici la întreprindere și eu sunt producător de energie, hai să-i convin măcar eu și rudele mele, vecinii mei, pe cei care pot să convin, să aleagă tot ce au. Și aici în Gorj, logic ar fi, dacă vrem ca acest colos economic să supraviețuiască, să alegem ca producător ce au. Poate, într-adevăr, vă spuneam, dacă depinde de prețul la care se livrează, dar în condițiile în care s-ar păstra un sistem unitar de prețuri, să alegem și din patriotism local, să alegem CEO ca și producător. Mi se pare de luat în seamă, mai ales că mai e o problemă ce ar trebui să ne rămână cumva pe retină, și anume, vom avea cărbune conform actualelor, să zicem, estimări, pe vreo 40 de ani, da? Păi, în ăștia 40 de ani, noi mai vom putea duce încă o perioadă destul de lungă pe cărbune. Mai e un lucru foarte important. În Polonia, chiar și în Germania, încep și englezii, lumea se întoarce la termocentralele pe cărbune, pe combustibil solid. De ce noi trebuie să fim mai catolici decât papa și să renunțăm la acest avantaj? E adevărat, costurile sunt mari. Dar atenție, la acest moment, termocentrala Rovinari produce la cel mai mic preț dintre termocentralele pe cărbune din Europa. Asta dacă luăm de bune declarațiile oficialilor din CEO. Deci e loc de mai bine. Dar spuneam, pentru că mi-a atras atenția această idee, tot legat de, eu aș spune prostia, cu managementul privat la companiile noastre de stat, și vă spun de ce. De exemplu, Complexul Energetic Oltenia a plătit vreo 2 miliarde pentru selecția 4 directori ai diviziilor din companie. Dar atenție, numele acestea nu sunt cunoscute și probabil vor fi aceiași directori. Nu era mai simplu să nu mai dăm banii respectivi, nici chiar la managerul privat, și să numim normal în companie? Credeți că actualul manager este mai puțin specialist dacă nu-l numește o companie de afară? Sau invers? Deci, cu siguranță, această problemă a managementului privat cred că a fost o aiureală, cel puțin la modul de aplicare în România. Mergem mai departe și vă spuneam săptămâna trecută că, de regulă, când sunt asemenea evenimente, cam la 2-3 luni, Sanitas o anunță mișcări, nu știu ce, și după câteva zile anunță mici negocieri, eventual obțin și ceva, și renunță. Lucrul acesta s-a întâmplat. Îl spuneam săptămâna trecută, nu știam, anticipam. Iată că aflăm astăzi că Sanitasul amână. Federația Sanitas a anunțat în urmă cu câteva zile, deci pichetarea sediului guvernului pentru această săptămână, dacă executivul nu va găsi soluții pentru majorarea cu 100 de lei a salariilor angajaților din sănătate. Să știți că măria nu s-a dat. Totuși, ne spunea liderul Sanitas Gorj, aceste acțiuni sunt cel puțin suspendate acum până după alegeri. Apoi vine iarna, vine primăvara și vom ajunge din nou la aceleași rezolvări, să spunem, de pe o zi pe alta. Acum vreau să vă spun, apropo de, dacă tot am vorbit de sănătate, musai să vorbim și de învățământ.
Și de învățământ, vorbind de o știre mai puțin plăcută, o învățătoare din comuna Dragotești a fost condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea autoturismului în stare de ebrietate. Învățătoarea continuă să predea la o școală din Mătăsar spre nemulțumirea unui părinte care a sesizat redacția ziarului. Bine, a ziarului care prezintă cazul. Asta e cam forța. Până la urmă, nu știm de unde venea doamna respectivă, unde se ducea. E jenant faptul că era cu... Pentru că avea și o alcoolemie destul de mare din ce am citit eu în acest articol. Deci înseamnă că băusă ceva mai mult. Însă, de asemenea, vreau să vă spun că e vorba de un cadru didactic... vorba de un cadru didactic bun. Ce s-a întâmplat acolo, nu știm. Dar de aici și până știți, numai să nu mai vină la școală sau ceva de acest gen, e cale lungă. Păi stați puțin, avem și... Chiar dacă puterea exemplului este foarte importantă, avem parlamentari care au fost prinși băuți la volan. Ce, au plecat din Parlament? Nu vedeți că nu pleacă nici în cazuri penale, dar penale grele, nu doar așa. Sau avem medici care au fost prinși băuți. Nu și-au pierdut dreptul de liberă practică sau ceva de acest gen. Așa că atrage într-o învățătoare cu tot arsenalul, mai ales în cazul în care, din ce am văzut, ancheta a stabilit altceva, este cel puțin forțat și, ca să nu mai spunem, că nu cred că... Poate este și nemeritat. Însă, pe de altă parte, învățământul este cum este și fiind puterea exemplului pentru copii, nu e normal, adică cadrele didactice ar trebui să se gândească de două ori când fac asemenea gesturi care pot avea repercursiuni. Suntem într-o perioadă care, spuneam, practic în toată țara lucrurile sunt blocate. E o anumită letargie, parcă toată lumea e în vacanță, cum spuneam și într-o altă emisiune, toată lumea așteaptă alegerile, rezultatul alegerilor, nu știu ce. Dar să știți că viața continuă și după aceste alegeri, indiferent de câștigător. Tocmai de aceea, cred că unele lucruri ar trebui să se facă. Și sunt două lucruri care par să nu se facă. Unul dintre ele mi-a atras atenția chiar în acest weekend. Deja au dat primele ninsori. Din fericire, Gorjul n-a fost afectat, dar prin alte părți s-a blocat autostrada Soarelui. Ba din contră, prin București nu s-a mai circulat, cu o zăpadă de maxim 5 cm. Vă dați seama ce va fi la iarnă. Surpriză, surpriză, e adevărat, a fost la sfârșit de octombrie, unii n-au încheiat contractele de dezăpezire, alții nu le-au reînnoit, alții nu se așteptau la asta și nu plecaseră, n-aveau mașinile, utilajele în zona respectivă, dar probabil unele aveau dacă aveau contractul, să zicem, la zi. Deci, cred că ar trebui să ne pregătim de iarnă, tot este anotimpul, cum spuneam, anotimpul e înainte și nu se mai pune, deci până a aștepta rezultatul alegerilor noi să fim pregătiți de iarnă. Altfel, riscăm să blocăm țara la prima ninsoare serioasă, cum de fapt se întâmplă pe la Gorj și nu la Gorj neapărat, pentru că în Gorj de bine de rău se circulă, autoritățile au făcut eforturi în fiecare an și s-a putut cât de cât circula față de restul țării, în toată țara se ajunge la un blocaj. Acum, în momentul când a dat prima ninsoare, bineînțeles a apărut pe toate televiziunile discuția legată de cauciucurile de iarnă la autoturisme. Nenea polițiștii au și făcut pe viteji și au trosnit niște amenzi prin țară. Se plâng oamenii, am văzut și pe Facebook, am văzut și, și prin ziare, s-au plâns că deja s-au aplicat primele amenzi, că vezi, Nea Ion a fost prins pe drum și n-avea pneurile corespunzătoare. Bine, vreau să vă spun că nici n-avea cum să le aibă dacă astăzi a fost cald și bine și mâine s-a stricat vremea foarte rău. Polițiștii respectivi ar fi trebuit să țină cont de asta. Problema, întrebarea mea e alta. Din ce m-am uitat eu la mașinile de poliție, inclusiv la Gorj, ei n-au trecut pe cauciucuri de iarnă. În condițiile astea e cel puțin nesimțire să amendezi pe ăla că n-are cauciucuri de iarnă, dar tu să nu ai pe mașina de serviciu. Mai ales că, vezi, statul are bani mai mulți decât un privat. Deci, ce vreau să vă spun? E adevărat, chiar dacă e mijlocul verii, chiar dacă suntem în mijlocul iernii,
dacă circulăm pe drumuri înzăpezite, ordonanța așa spune, trebuie să avem cauciucuri de iarnă. Nici omul nu trebuie să se aventureze pe aceste drumuri dacă știe că n-are cauciucurile respective, dar nici polițistul să fie vânător efectiv al unor greșeli de acest gen, care de multe ori, iată, pleci pe soare, pleci pe temperatură de 10 grade și mâine, în același drum, că tu poate faci, că cum mergi prin drumurile din România ca să mergi de aici până la Satu Mare, cum au fost colegii mei, sau până la București, trebuie să faci mai multe ore și să schimbe total vremea. E, și dacă pleci cu cauciucuri de vară, cum îi ai pe mașină, și între timp a dat o zăpadă, trebuie să-i și iei amenda, unde să le schimbi asta, mai ales că poate ai acasă. Deci, din acest punct de vedere, e de discutat măsura și trebuie aplicată cu larghețe. Bineînțeles, și cetățenii nu trebuie să facă din asta un act în sine. Dar vreau să vă spun, și am tot urmărit aceste știri, în toate țările din Uniunea Europeană, acele cauciucuri iarnă-vară, all-season, sunt acceptate. La noi nu prea sunt. Adică nu prea sunt, că nu sunt în mod legal. Unii polițiști interpretează că sunt ok, alții că nu. E, cred că ar trebui să ne raliem legislației europene. Să știți că tot la fel ninge și în Polonia, tot la fel ninge și în Germania și, după cum am văzut, la fel ninge și în Franța. Ori, la ăia de ce se poate aplica așa și la noi nu? Să înțeleg că e vorba de favorizarea unor firme care vând asemenea cauciucuri? Că noi am mai avut experiență în ultimii ani. Ba triunghiurile, ba trusele medicale, ba diverse alte lucruri. Vreau să vă spun că nu s-a întâmplat în ultimii ani, n-am mai avut o condiționare. Va urma cu siguranță cât de curând o asemenea problemă națională, toată lumea să aibă nu știu de care trusă medicală sau nu știu de care triuni, ca să scoatem alți bani din buzunar. Bine, în ultimii ani s-a umblat numai la benzină, în sensul că a tot crescut prețul, deși salariile au rămas cam pe loc în ultimii ani. Apropo de prețul la combustibil și faptul că e mai avantajos să alimentezi în țările vecine decât la noi, vreau să vă spun că, bine, pentru mari transportatori, că nu văd eu pe unul de la Târgu Jiu să meargă până la bulgari sau până la unguri, la unguri cred că e mai ieftină, să aprovizioneze, că faci cât faci pe drum, e rezervorul. Dar vreau să vă spun că am prieteni cunoscuți care au firme de transport și care îmi spuneau că ei și-au făcut așa, în așa fel calculele, mai ales dacă merg pe rută occidentală spre Germania, Franța, sau merg înspre Polonia, Lituania, evită, deci Slovacia doar e mai scumpă, să spunem, decât noi sau echivalentul nostru, toate celelalte au prețuri mai mici la combustibil. Bineînțeles, asta e cale lungă să ne ajungă, în sensul că va dura foarte mult când se va mai umbla aici, dar cum nivelul de trai este atât de redus, cred că s-ar impune să ne gândim sau măcar să nu mai mărim aceste prețuri, indiferent de cine conduce guvernul. Deci ar trebui să se gândească că nu sunt... efectiv, oamenii nu au bani pentru asta. Deși, dacă ar fi să ne uităm la Târgu Jiu, ar trebui să ne revizuim cumva această situație. Deci gândiți-vă doar la faptul că la orele de vârf Târgu Jiu a devenit un oraș de necirculat, nu numai datorită acestor lucrări, ci și datorită că sunt foarte, foarte multe mașini. Deci Gorjanul nostru are bani cel puțin pentru benzină sau motorină. Între timp urmăresc fluxurile de știri de pe agenții și printre altele aflăm, de exemplu, că vor mai urma în următoarele zile și alți oameni politici care vor ajunge la DNA, vor ajunge la parchet, vor ajunge la tribunal. În schimb, pentru că toți suntem în campanie electorală, mi-a atras atenția declarația unui vicepremier care spune așa, citat, DNA are oameni în secțiile de vot. Ok. Și dacă are? Nicio problemă. Avem
dovada sau în orice caz vom avea siguranța că toate lucrurile sunt pe bune. Pentru că am avut și într-adevăr în dosarul referendumul, știți, cu oamenii, cu gorjenii noștri, duși cu autocarul la București care să dea declarație dacă a votat sau n-a votat, deci îl plimbi de la Bălteni la București ca să-l întrebi, ai votat sau n-ai votat? În condițiile în care omul respectiv a mai dat o declarație. Că în baza ei te-au chemat din nou dacă ți-o mai susții. Ați văzut mai mare o aberație. Păi bun, ai polițist în comun, ai procuror la Târgu Jiu sau, să zicem, în zona Bălteni, poate ori mai fi și mai aproape. În condițiile astea, de ce l-am mai plimbat până la București și pe ăla bătrân de 80 de ani? Dar bun, trecând peste asta, să știți că au fost multe lucruri necurate în alegerile din ultimii ani. Și mi-aduc aminte de anul 2009, de un caz, nu de un caz, de o situație, care s-a încercat să discute la vremea aceea și apoi a fost pusă, băgată sub preș, cum s-ar spune. Și anume, inclusiv în județul Gurj, președinții de secții de votare au trebuit să vină la... unde au depus, la biroul electoral județean, când au depus buletinele după vot, cu procese verbale semnate, unul completat și încă două necompletate, dar semnate de membrii comisiei. Ce s-a întâmplat cu acele procese verbale? De unde am eu convingerea că la, să spunem, la Cucuieții din Deal, erau candidații atunci Joană și Băsescu. Nu candidează ambii, deci putem să-i amintim ca și nume. Bun. Și avea unul în fața celuilalt, să zicem, nu știu câte voturi. Ne garantează cineva că o mânuță abilă n-a schimbat între ele? Știți că pe la București s-a descoperit prin niște secții de votare, procese verbale măsluite. Nu cumva acest lucru s-a întâmplat și în județul Gorj. Teoretic, era posibil. Practic, nu știu dacă s-a întâmplat, dar am lansat-o ca idee și poate ne ferim acum în anul de grație 2014 să mai facem acest lucru. Deci, pe de altă parte, nu ne deranjează cu nimic că DNA-ul bagă în secțiile de votare, mai ales că și partidele și au oamenilor, așa că se va supraveghea fiecare pe fiecare să nu se întâmple, nu se întâmple nimic. Mergem, suntem pe finalul emisiunii, cum spuneam, evenimentele se precipită și datorită faptului că suntem pe ultimile zile de campanie și la ora 8:30, să știți, astăzi seară, aflăm dacă cererea DNA de arestare lui Viorel Hrebenciuc se pune în aplicare, adică dacă va trece. De asemenea, apropo de urmărind știrile și fără a trece pe, de la subiectul electoral, trebuie să spunem că programul de lucru al Serviciilor de Evidență a Persoanelor din București și din țară s-a extins în aceste zile și mai ales și în ziua de alegeri. Așa că, dacă aveți o problemă cu buletinul și ca să votați, faceți foarte bine, puteți să mergeți și în ziua votului să vă scoateți un nou act de identitate. De asemenea, apropo, pe baza unei declarații, să știți că puteți vota în oricare secție de votare. Pe listă specială, pe bază de declarație, da, puteți vota în orice secție. De ce spun acest lucru? Pentru că în Gorj, ca și în țară, sunt foarte mulți oameni care n-au domiciliu acolo unde e pe buletin. Deci pe buletin ai un domiciliu, dar tu nu stai acolo de ani de zile. Pentru că știți că legea are o problemă, în sensul că dacă vrei să schimbi și nu ești titularul apartamentului, locuinței respective, trebuie să te ia cineva în spațiu. Cu mulți poate stau în chirie sau oricum altceva, în gazdă, toate aceste formule și toate sunt pe lângă lege, că nu sunt cu contracte, automat nu se poate da această declarație. Iar omul are domiciliu în Dolj, nu știu pe unde, dar el lucrează la Târgu Jiu poate de 10 ani. Am exagerat puțin, dar vreau să vă spun. E, el teoretic ar trebui să meargă să acolo de unde el să voteze. Dar el n-are ce căuta acolo, adică stă la Târgu Jiu, să spunem. Deci din acest punct de vedere, aceste alegeri se rezolvă, dă declarație și poate vota. E, acestea fiind spuse, vă spuneam, mâine e o zi foarte importantă, vom vedea cum se rezolvă cazurile
din acest moment de pe lista Microsoft, vor fi și altele, mâine vor fi chemați la audierie alți oameni politici, alți legat de dosarul Microsoft, președintele în funcție a cerut să vedem și ADS-ul și multe altele, așa că nu ne rămâne decât să urmărim cu atenție atât știrile din țară, cât și știrile din Gorj, pentru că un om informat contează foarte mult în ziua de astăzi. Mulțumim pentru atenție, seară bună!